consilier local. Fiind prezent majoritatea consilierilor locale, ca lângă ședința deschisă, apele de lucru ați avut procesul verbal al ședinței ordinare din 9 septembrie 2021. Dacă sunt amendamente la procesul verbal, ca să le notăm, dacă nu, să le supunem la vot. Amendamente? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea ordinii de zi și pentru prezentarea totodată a invitațiilor, că am înțeles că prezenta ședință va fi începută cu o demonstrație, cu prezentare. Da, am vrea să vă prezentăm invitații noștri. Sunt proiectantul, arhitectul și firma care o să ne dea consultanță în proiectul reabilitare, eficientizare, și modernizarea complexului și transformarea lui din complex comercial în sediul primăriei, unul din proiecte, și al doilea, avem un proiect pentru iluminat public, e vorba de 400 de lămpi. Modernizare, da, sistemul de lumină public. Da. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui în ședință, inițiator primar Budac Emilian. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre județul Bacău și comuna Său în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale, inițiator primar. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului FEADER, lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor, pe Pârâul Bânțu, în comuna Său, satul Lunca Său, județul Bacău, inițiator primarul. La modificarea ordinii de zi, mai aveam încă 3 proiecte. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2021 de către primarul comunei Său, domnul Budac Emilian. Știți că trebuie să-mi aprobați concediul de zi. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Său pentru trimestrul 3 al anului 2021. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 82 din 23.9.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, realizare, canalizare și stație de curare, extindere rețeaua apă în comuna Său, județul Bacău. Astea fiind spuse, și punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Dăm voie întâi invitațiilor noștri să prezinte cam ce-au muncit până acum, de reuși. Bună ziua, mă numesc Lucian Mărușcă, colegul Paola Davi este arhitect. Avem două proiecte care vrem să vi le prezentăm astăzi. Pe scurt, voi începe cu proiectul de iluminare. Firma Direct Group Solution am depus anul trecut prin administrația fondului de mediu aproximativ 35 de proiecte. Mai bine de 20 au fost selectate și au obținut finanțare pe chidul de pe anul trecut. Anul ăsta am venit și la către primăria dumneavoastră să depunem un proiect pentru obținerea finanțării. După discuțiile cu cei la fondul de mediu, au lansat în consultare publică un ghid modificat față de cel de anul trecut. Cu siguranță, cred că în următoarele 2 săptămâni, o lună, îl vor lansa, se va lansa sesiunea de depunere a documentațiilor, se depune la faza DALI, adică studiul de fezabilitate. În cazul în care vrem un punctaj superior, putem depune și proiectul tehnic. Noi ne-am pregătit să lucrăm și pentru proiectul tehnic. Suntem ferm convinși că vom obține finanțarea. Știm cum lucrează cei de la fondul de mediu, știm cam care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem și cum trebuie întocmit acea documentație, să obținem un punctaj cât mai mare și sperăm ca pe viitor, cum sunt alte comunii din drum către dumneavoastră, Balcan, Pârjol, Scorțeni, le-am obținut finanțările și deja se lucrează în perioada următoare și se va începe în executarea lucrărilor. Corpurile de iluminat sunt corpuri cu tehnologii LED pe care noi le folosim, cu aparataj de la Philips. Sunt corpuri care au garanție 10 ani de zile. Marele avantaj al primăriei este că în perioada următoare, după ce se demarează un astfel de proiect, între 5 și 10 ani de zile, are mentenanță, are având garanție, numai de cheltuieli cu mentenanță. Și în felul ăsta, odată primăria va câștiga foarte mulți bani din economia de energie pe care o fac
față de gaz, operatorul de energie electrică, pentru că pe timp de noapte ele sunt în așa fel setate, ca între 11 noaptea și 4 dimineața, să reduce intensitatea luminoasă cu 50%, și atunci, pentru că nu e nevoie de 100% intensitate luminoasă, că nu este trafic pe stradă. Și atunci, în felul ăsta, faceți economie de energie și bănuți, și e un proiect bun, pentru că față de anul trecut au scos partea de cofinanțare. Dacă anul trecut primăriile erau obligate să pună cofinanțare de 10%, anul ăsta singurul lucru care intre pe energie sunt studiile de teren, studiile topografice. Dar niciun alt finanțator, pe niciun alt tip de proiect pe care ați depune apă, canal sau orice depuneți dumneavoastră, studiile de teren nu sunt eligibile. Asta ce ține de proiectul iluminat. Noi, având experiență în lucru cu cei de la Fondul de Mediu, i-am prezentat domnului primar și oportunitatea reabilitării acestui sediu unde ne aflăm și transformarea în sediu de primărie. Am luat alături de noi și colegii de la Simetric, domnul Paul Adam, care este arhitect, și lucrăm împreună la ce vedeți dumneavoastră acolo. Pe tot ce ține de partea de proiectul cu sediu primăriei, o să-l lăsesc pe colegul Paul să vă explice mai multe detalii. Voi fi scurt. Mulțumesc, Lucian. Clădirea, o știți, așa cum este ea acum. Am întocmit o temă de proiectare în urma realizării expertizei tehnice și a auditului energetic și a unor investigații, sondaje care le-am făcut aici la teren. Am să vă rog, pe cei care cunoașteți istoricul clădirii, dacă aveți date, dacă vă amintiți când a fost remodelată clădirea, de exemplu, când a fost construit etajul, să ne spuneți, sau dacă vă aduceți aminte, mai târziu o să transmiteți primărie și ne vor transmite dânsii. Clădirea are câteva deficiențe funcționale și constructive. Eu le-am redactat în tema de proiectare, o să o las pe consultare aici la primărie, în două exemplare, după care tema va trebui aprobată și de primărie. În tema de proiectare am sintetizat câteva deficiențe structurale, nu prea sunt, doar câteva așa, mici deficiențe. Mai mult sunt de ordin al cerințele de calitate în construcții, cerințe care trebuie să fie definite după normele în vigoare. În special, pe partea de securitate la incendiu, va trebui adaptată clădirea cu o nouă scară care va trebui să respecte normativele. Cele două scări nu îndeplinesc cerințele normativelor. Mai sunt niște căi de evacuare care trebuie prevăzute. O altă cerință de calitate este principal obiectul și subiectul finanțării, adică eficiența energetică. Aici vor fi multe lucrări eligibile care vor fi finanțate. Noi am propus o serie de lucrări de toate cele care să împlinească toate cerințele de calitate. În principal, arhitectura clădirii, o puteți vedea pe ecran, câteva imagini exterioare, planurile de arhitectură propuse. Aici este planul etaj, propus de noi în ideea micșorării etajului actual, pentru că suprafața clădirii este destul de mare și investiția s-ar ridica foarte mult, ar depăși un buget care... Dacă intervesc puțin, Paul, administrația Fondului de Mediu, în general, finanțează reabilitarea termică a clădirilor. Noi aici, fiind nevoiți să mai modificăm puțin, acele modificări de structură sau mai sunt de chestii la rezistență, alea nu sunt. Nu sunt eligibile de la finanțator. În schimb,
Clădirea poate va fi independent energetic, să vă monta panouri solare, să vă faci izolație exterioare cu termosistem de ultimă generație, să schimbă tâmplăria, să vă poate să vi se dă bonus pentru ce înseamnă, tot ce înseamnă instalație electrică, tot ce înseamnă instalație termică. Deci clădirea va fi ca și nouă. Doar că o parte din bani vor fi ținuți de către, vor fi obținuți de la finanțator, de ce înseamnă eficientizare energetică, alte lucrări care sunt cu recompartimentare, că na, ea trebuie transformată într-un serviciu administrativ, cu birou pentru fiecare funcționar în parte. E, atunci finanțatorul nu ne dă nouă bani nouă, nu dă primăriei bani să-și facă compartimentarea. Ei, dacă, de exemplu, duceați primăria veche să o duceți la pentru obținerea finanțării, rămâneați pe aceleași birouri și dădea mai, numai că clădirea fiind foarte veche, nici nu putea intra la finanțare. Acestei clădiri s-a făcut o expertiză tehnică în care au reieșit că are o structură de rezistență, dar în anumite locuri mai trebuie îmbunătățită, întărită. Deci atunci acele îmbunătățiri trebuie făcute la bugetul local. De asta va fi, o parte va fi pe eligibil, o parte va fi pe neeligibil. Cu siguranță, în vreo 2-3 săptămâni, când va fi gata documentația DALI, o să venim în Consiliul Local și o să-l prezentăm și atunci o să aprobați și indicatorii tehnico-economici. Și vom ști exact cât oferă finanțatorul și cât trebuie să suporte primăria de la bugetul local. Cu mențiunea că acest proiect, clar, după ce se obține finanțarea, să face o licitație pentru lucrarea în sine. Cu siguranță, în urma licitației, când vor veni una, două, trei, patru firme și vor licita, cu siguranță se va mai face o economie în urma licitației. De exemplu, dacă tot proiectul o să aibă 800.000 de euro toată valoarea, poate vine un constructor și își asumă construcția cu 700.000 de euro. E, atunci primăria câștigă 100.000 de euro, pentru că finanțatorul tot aceeași bonus vi dă pentru care îi semnați voi contractul de finanțare. Deci, la un pic, ca să fie pe înțelesul tuturor, am vrea să reducem din suprafața asta atât de mare a complexului, care înseamnă un etaj pe toată suprafața asta, la etaj să vină doar sala de ședințe, cu un birou de oficiu acolo și foarte puțin, și nu avem costuri de cofinanțare din partea primăriei atât de mari. Nu ne este de folos. Deci avem birouri, avem un program la partier, suprafața partierului este destul de mare. Suprafața partierului este suficient de mare pentru a băga toate lucrurile. Și ca să nu mai fie costuri atât de mari din partea noastră, am redus din suprafața de asta și fotografiile. Acum o să vedem, când o să fie definitivat, atunci o să avem și un preț. Dar noi calculul mare așa am făcut cât de cât și avem habar cât ar fi. Păi să nu suportăm noi atât de mult, așa că chiar nu ne permitem din bugetul local, am redus din suprafața construită. Deci asta ca să înțeleagă toată lumea. Da. Poate aveți întrebări și ne adresați? Mai dați imagine, dați să focuseze pe imagine când nu ați avut. Imagine pot mai rău. Da. Asta ar fi fațada principală. Da, explicați. Intrarea de la strada principală. Aici, din intersecție, o vedere de lateral de sub profil. Este vede că partea din partea da. Etajul ăsta unde suntem acum rămâne doar la mijloc. Da. Va fi doar partea unde suntem acum, ar fi pe aici undeva. Parcarea în spate? În curte, da, aici se va putea amenaja o parcare, dar asta nu va fi obiectul proiectului pentru că nu finanțează. Am avut o discuție cu Stoica, nu dorește să o vândă deocamdată. Că rămâne acolo izolată, de duș. Se adaptează după proiectul. Din păcate, rămâne multe de acolo. Doamna a spus că orice renovare dorim să facem la complex, ea vrea să vină în același turn. Și o să suporte ea cheltuielile pentru... Știu, dar deocamdată e proprietar și nu poți să o oblici. Nu avem ce-i face, efectiv. Eu așteptăm, dacă vreau să...
Poate să dorească să-l vândă și atunci noi să fim primii cumpărători. Da, da, da. Da, așa e, dar... Da, mulțumim mult pentru prezentare. Da. Nu m-am oprit mare. Da, mulțumim. În legătură cu iluminatul public, câți vați are o lampă? Asta este de 60 de vați. Și este maximum pe LED, are 4200 de lume. Deci are 160 de vați. 160 de lume de intervală. Care ele sunt acum, vechiurile sunt pe stâlpi acum? Nu, deci noi avem... Dumneavoastră aveți ce facut la bugetul local în trecut. Astea vor veni în completarea sistemului de iluminat. Noi am investit acum 2 ani în sistemul ăsta iluminat, dar a fost pe bugetul local. Am înțeles. Am spus la 2 stâlpi, la 3 stâlpi, când mi s-a permis bugetul. Ei, acum, cu acest proiect se va pune pe fiecare stâlp în parte, pe fiecare liniță... În raport de 6 ore. Cât ajunge la lampă? Absolut. De la 160, da, da, astea sunt 5 ore cu fac. Și celelalte lămuri care sunt actuale acum, care sunt destul de nevoie, vreau ca să nu ne mutăm să ne fie. Ca și tehnologie, deci este în momentul de față, în moment, ce s-a făcut primărie pentru la bugetul local. Să nu mai economice. Sunt economice, energie, să dă programul ăla care v-a spus că se temează singură, își reduce intensitatea luminoasă între 11 noaptea și 4 dimineața. Într-un proiect de 100.000 de euro, se încadrează în jur la 400 de tuburi de iluminat. Cam asta constă. Cu demontatul celor vechi, cu montatul celor noi, cu garanții între 5 și 10 ani, ceea ce e foarte important, pentru că dumneavoastră nu veți mai avea costuri. Deci, da. Costul total 100.000 de euro? Deci, cu 100.000 de euro, dacă este fără telegestiune, cum a fost anul trecut. Anul trecut nu a fost cu telegestiune. În ghidul de anul ăsta, au trecut în ghid telegestiunea. Foarte multe firme din țară au trimis mențiuni către Fondul de Mediu și le-au zis, domnule, înțelegem telegestiunea, dar la oraș, în mediul rural, și are sau nu știu așa are rost telegestiunea. În cazul în care va fi cu telegestiune, se cam dublează valoarea finanțării, dar oricum este de la finanțator, vă dă bănuți finanțatorul, că scrie clar în ghid că este 100% eligibil, și va fi de 200.000 de euro, pentru că acel sistem de telegestiune e un sistem inteligent de gestionare, vezi în timp real corpul de lumina din fața primăriei, când a pornit, când s-a oprit, dacă este defect, dacă nu este defect. Dar e o chestie destul de scumpă, care poate în timp să duce primăria la costuri de mentenanță. După ieșirea din garanții. Da. După ieșirea din garanții. Dar noi preferăm, acum da, dacă în ghid va fi clar, în ghidul final, că e obligatorie telegestiunea, da, vom face cu telegestiune. Dacă nu e obligatorie telegestiunea și o scoate la proiectele din mediul rural, că își au rostul și nu își au rostul. Că, na, știți cum e. Nu poți să vrei cu Mercedes să meargă toată lumea cu Mercedes. Da, nu vreau de văzut. Și garanții că vrei oferiți, că de 5 și 10 ani. De 5 și 10 ani. De 5 și 10 ani. Da. Bun. Vă mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Putem începe? Da. În continuu. Primul proiect pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator primar. E domnul Cojocaru. Dacă sunt discuții, da. Deci nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre județul Bacău și comuna Sălu în vederea extinderii capacității de colectare a
deșeurilor municipale. Inițiator primar. E vorba de solicitarea care am făcut-o către Consiliul Județean. Noi am solicitat în urma unui sondaj făcut în comună, sau cum să zicem, am trimis poliția locală să vadă de câte pubele din alea negre, sau cenușii, cum îți, mai avem nevoie. S-au construit locuințe, au venit din străinătate, și-a făcut rol mai multe familii, că era cu tata, cu mama, s-a separat și aveam nevoie de cel puțin 500 de pubele. Am făcut solicitare de 500 de pubele, dar Consiliul Județean mi-a spus că doar 200 pot să ne pună la dispoziție. O să vedem anul acesta, dar o să vedem ce o să facem, nu știu, că e sfârșitul anului, dacă o să găsim, la buget ne mai rămână ceva, să investim tot noi, să cumpărăm și restul, dacă nu o să mai trebuia să mai așteptăm, dar cred că varianta e să cumpărăm restul, că știți toată lumea problemele care sunt. Scoat oamenii saci cu gunoi, îi pună machina drumului, vin câinii, avem fotografii să vedeți cam ce a fost săptămâna asta prin comună. Și nici ei nu sunt conștienți, dar am spus la băi omule, când ieși cu sabul, agață-l în gard, pune-l la înălțimi cât de cât, dacă nu mai pubele. Dar uite că sunt foarte mulți oameni care au pubele și nu vrea să o scoată. Foarte tot saci. Din comunitate, din nu știu ce, au pus murăturile, au pus grăunțele, l-au uscat în pubele, nu vor să le scoate. Saci să iau? Păi nu. Bineînțeles că trebuie să iei sacul, n-ai ce face, nu știa cui. Domnul primar, vine un miros sacul, aveam niște sticle în sac. Păi da, dar în sacul n-a selectat-o, poate, în numele lor. Dar vine ce sticle curate. E o problemă. O veni mașina, în voie, o veni mașina de gunoi și-o luat plasticul la ora 8 și mașina noastră poate a ajuns la ora 1. Și de asta zici că nu s-o luat. Dar absolut, noi am luat-o. Mașina de gunoi nu ia sacii de sticle. Deci dacă noi înțelegem... Te-am sunat acolo, că băieții trec mai târziu seara. Te-am sunat înapoi, nu mai răspuns. Cred că de asta m-ai sunat. Deci mașina ia doar plastic. Plastic cu carton, hârtie, da. În pubela verde sau galbenă, depinde cum le-am dat. Sacii îi ridicăm noi primăria cu mașina. Sacii cu sticlă. Îi ridicăm noi primăria cu mașina primăriei. Depozităm. Și depozităm și vine odată la 3 luni. Îi depozităm aici în spate, vine odată la 3 luni. Da. Și de asta s-a întâmplat când mașina a venit la ora 8 dimineața, a luat plasticul, și cartonul și oamenii au crezut că sticla nu mi-a luat și au luat sacul de sticlă înapoi, dar nu, a venit mașina noastră la primărie la ora 2 după amiază sau 3, avem o singură echipă și îți dai seama că să regi în toată comuna în aceeași zi, e destul de dificil. Ei, dar proiectul ăsta despre asta e vorba, cu pubele, o să fie 200 de pubele, să vedem cum o să le împărțim și sperăm până la sfârșitul anului să venim cu rezolvarea așa celălalt. Mai sunt discuții? Discuții? Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, încă o dată mă repet, am mai spus-o în ședință. Nu primăria gestionează efectiv gunoiul. Gunoiul este gestionat de ADIS, de Romprest, care vine și ridică, noi doar încăsăm banii de la cetățeni și în jurăturile. Și livrăm lor banii. Rubelele alea negre s-au pus la dispoziție de Consiliul Județean, de ADIS, mai bine zis, așa. Investiția care am făcut-o pentru bubelele astea galbene și verzi a fost din bugetul nostru, din banii dumneavoastră, la cetățenilor. De asta vă rog, haideți să... chiar să selectăm, că o să ne ajute, poate anul ăsta poate nu o să simțim la buget, la prețul de la gunoi. Dar în anii viitori o să simțim, dacă noi selectăm conștiincioși, nu o să mai aruncăm peturile, nu o să mai la grămadă, să le punem la menajer sau sticla sau toate astea. Dacă nu o să ne civilizăm, o să plătim din buzunare. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului FDR, lucrări de construcție a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe Părăul Bânțu, în comuna Său, sat Lunca Său, județul Bacău. Inițiator primarul. Discuții? Aici, știți despre ce vorba, da, nu? Da. Proiectul ăsta, Părăul Bânțu, nu a ieșit din garanție și acum, la terminarea perioadei de garanție, ăștia au venit și au mai făcut un control. Ei, pe timpul când s-a construit era primar domnul Titirăluescu, acum s-a schimbat conducerea.
Și trebuie să mă împuterniciți pe mine ca să semnez documentele de garanție din încetarea de semnare lucrărilor. Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, numărul 1. La modificare ordinii de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concertului de odihnă aferent anului 2021 de către primarul comunei Iasău, domnul Emilian Budac, inițiator primarul. Deci dacă vreți să ne aprobăm. Dacă vreți. Din Paști și din Crăciun. Nu, s-a făcut acolo un grafic. Eu am, pentru început am nevoie de săptămână, chiar am și o treabă acasă și după aia să vedem, dacă o să mai am nevoie, o să mai vin, dacă nu e graficul, la vieți acolo. La... Să punem la vot. Cine este pentru? Să vă urmă. Toată lumea. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri cheltuieli al Comunei Iasău pentru trimestrul al treilea al anului 2021. Deci a studiat, cred că încheia misiunea. Sigur. Da. Discuții? Cât am luat și cât am dat. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 82 din 23.09.2021 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, realizarea canalizare și stații de epurare, extindere rețea de apă în comuna Iasău, județul Bacău. Aici e vorba de diferența aia care sperăm să ne dea ăștia de la PNDL. Acum două săptămâni am votat pentru diferența la manoperă. Da. S-a scumpit mâna de lucru, manopera, și acum e vorba de diferența la materiale. Da. Și trebuie să aprobăm iar. Sperăm să ne dea, bineînțeles. Noi am depus o documentație, dar pe mine trebuie lucrurile de consiliu. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Toată lumea. Punctul numărul 4. Probleme diverse. Vreau să vă domnul Codin. Domnule primar, știm cu toții că începând cu 1 noiembrie se vor acorda ajutoare pentru încălzire. Aș vrea să prezentați un pic ce document ar trebui să aducă cetățeanul care va beneficia de acest ajutor. Da, noi zicem ca să știe lumea care... Da, noi zicem că am făcut destul de multă publicitate, am postat pe pagina primăriei, pe Facebook, dar putem să vă punem la specie și acum ca să știți, da. E vorba de venitul minim garantat și pentru persoane singure, dacă au până în 2038, cât e, ai trebuie de citire ca să fie exact, să nu avem informații eronate. În cazul persoanelor care locuiesc singure, venitul maxim pentru care se acordă ajutor pentru încălzire este de 2053 de lei, iar pentru familii, venitul maxim per membru de familie este 1386 de lei per membru de familie. Cetățenii trebuie să știe că acest ajutor, pentru alocarea acestui ajutor, se va completa o cerere la sediul primăriei Iasău, iar dumnealor trebuie să vină în primul rând cu o copie Xerox după actul de proprietate, închiriere sau să facă dovada că acea locuință este a titularului, acte de identitate, buletine, certificate de naștere în cazul copiilor, certificate de căsătorie, adeverit să devenit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii, adică dacă vine la 1 noiembrie, trebuie adeverit să devenit din luna octombrie, respectiv cupon de pensie, adeverință dovedătoare a faptul că solicitantul sau membrii familiei nu realizează venituri impozabile în cazul în care nu realizează venituri, adeverință de student în cazul copiilor majori, certificatul de eror fiscal care se eliberează de la primărie și adeverința de eror agricol care de asemenea se eliberează de la primărie.
Dacă are loc, dacă are teren agricol în alte comune, trebuie specific. Cum? Dacă are teren agricol în alte comune, evident că trebuie să vină cu adeverință de rol din comuna respectivă. Ce este foarte important este că există o listă de bunuri care duc la excluderea acordării acestor ajutoare. Adică, deși venitul pe membru de familie este sub 1386, dacă am un autovehicul care este mai nou de 10 ani, asta automat duce la excluderea acordării ajutorului. Și capacitatea motorului? Nu, capacitatea. Da. De fiecare dată pe stat. Dacă am utilaje agricole sau utilaje de prelucrare a lemnului sau dacă am depozite bancare. Dacă am depozite bancare, nu mi se oferă acest ajutor. Adică eu chiar dacă declar pe cererea de proprie răspundere că venitul meu este de 1000 de lei pe membru de familie, dacă în banca am un depozit bancar și mă găsește la controlul dosarului, depozit automat... Depozit bancar, mi-e înțeles, e consistent, nu, care are un leu la celălalt. Cu valoare peste 3000 de lei, da. Depozit bancar peste 3000 de lei. De asemenea, dacă am o suprafață agricolă mai mare de 2000 de metri pătrați, automat nu voi fi... Da. Nu, toate aceste detalii vor fi explicate atunci când cetățenii vor veni să depună cererea. Doamna Cristina și fetele din asistența socială vă vor ajuta să completați cererile pentru cei care, evident, sunteți beneficiari. Mai sunt alte discuții? Avem un proiect pentru reabilitarea podului la Diaconiță. Da. Da. Sperăm să facem tot în bugetul nostru, să mai depun și ăla pe linie de finanțare. Avem exemplu la podul de la Găștin. L-am depus și la CNI, l-am depus și la toate. Să vedem, așteptăm. Ăla o să fie uiască, da, să facem din buget local. Rog cetățenii din zonă să aibă răbdare. Mi-am zis, domnule, nu poți să faci așa că te-ai pipit din ochi. E vorba de documentații, e vorba de... Nu poți să-i faci, Doamne ferește, se întâmplă ceva, primarul a subsemnat. Absolut, da. Deci o să trebuiască să aibă și ei răbdare. Sperăm până de frigul să-l definească. Am dus grinzele acolo, da, o să trebuiască, cred că, să le mutăm, să le... Că, în primă instanță, am zis că facem în drum. Dacă îl facem acolo, sudăm grinzele alea în drum, cred că blocăm circulația și o să fie mult mai greu. Cred că am găsit înțelegeri la domnul Țuțu, să-l ducem la dânsul curte, acolo, că are beton perfect drept, are placă de beton, are și lungime necesară, e vorba de 18 metri catargi de lungi, așa, să-l sudăm acolo în curte, să-l structurăm și după aia cu trailerul cu macaraua, să le aducem să le punem... Ce? Să le punem la locul. Da, astea se... Da, vreau să vă aduc la cunoștință lucrările la canalizare, care mi macină și vă macină și mi macină pe toată lumea. Tot cetățean. Da. Putem fi beneficiar. Ei au apropiat lucrările și am solicitat expres să vină cu camere de filmat. Asta o spun din experiența mea, am fost în străinătate, acum să verifica conductele cu camere de filmat. Prima dată o cam dat din coate, din nu, dar nu au avut ce să facem. Nu li se întâmplă nicio recepție, că nu vine. Da. Au venit cu camera de filmat și, într-adevăr, am găsit deficiențe. Nu știu cât o să fie, că nu o termina, da. Are și el de executare. Au venit cu conducte din raport și au băgat țava de la conducta de raport, au băgat-o până, au petrecut-o până în cealaltă. Da. Și acum nu mai poate trece camera de filmat. Nu-i ceva catastrofal, dar... Nu-i deficient. Există riscul să se înfunde. Nu mai trece, că nu trece camera de filmare, o să treacă altceva. Plus că în vreo câteva zone, într-adevăr, s-au dat piatră și le-am spus-o de fiecare dată, am insistat pe chestia asta să nu dea piatră peste... Da, de-aia am spus eu atunci că trebuia făcut canalizare la fiecare gospodărie, gură de canal, de vizitat la fiecare gospodărie, nu cu acel raport din plastic,
care pătrunde și... Nu poți să pui... Ce-ar însemna să pui canalul... Să fie la 3-4 gospodării. Să pui de asta la fiecare gospodărie. Înseamnă să fie capacele astea unul lângă altul pe stradă. E posibil. Sunt, da. Alea la 50 de metri sau 40 de metri, cum a fost conform proiectului, și racordurile. Alea la fiecare gospodărie. Și alea conducte de racord. Alea sunt probleme. Îți vorbim pe rând ca să înțeleagă, da. Deci sunt racorduri. Era acolo de vizitare, erau 4-5 gospodării băgate într-o... Am exagerat că n-am dat fiecare gospodării. Dar 3-4 gospodării trebuia să fie toate în curat de canalizare. E vorba de un proiect, nu eu am făcut proiectul, e vorba acord, de o firmă, au garanții, vor răspunde. Dar disconfortul ăsta nu poți să-l plătească decât noi cetățeni. Asta este. Să știți că nici mie nu-mi convine, am insistat cât am putut. Și prin chestia asta, că nu li semnez, metodul de a-i constrânge, nu? Da, ei își să facă lucrarea cum trebuie. Dar nu, nu, am spus, nu merge cu n-am niciun parte plin cu ei. Mulți mi-au zis, băi, ai făcut blat cu... Nu, chiar mi-am înjurat. Aproape în fiecare zi ne înjurăm și ne scuipăm. Nu, am făcut contigul, nu au executat lucrarea cum trebuie. Ei zic, băi, executatul cum trebuie. Acum se vede. Vedeam ce face, mă acea permanent. Să vede. Vreau să vedeam ce face. Da. Bascula, zebul. Am văzut și noi, dar n-aveai până acum ce să le spui. Tot au dat termenii de finalizare. Da, dar poate că... Da, se dă penalități, dacă se dă penalități, clar. N-am avut ce le spune, acum ce facem? Păi da, asta, acum ar și fac noi. Nu mai știi că nu mai pot discuta. Da, domnul primar, pe ce face, dar vedeți că încă nu a terminat capacele de așezat. Păi am spus, discuturi, nu mai îmi spune. L-au completat, l-au reparat, l-au consumat beton și au mataie beton. Păi treaba lor, plătesc ei. Treaba lor, dar nu știm. Da, dar nu ne-au reclamat pe noi că îi hărțuim, că nu îi lăsăm să lucreze, că nu îi lăsăm să ne-au băi, că domn vici, domn primar. Cum te hărțuiesc dacă nu m-am așteptat? Da, dar cine nu ne-au făcut reclamații? Cum să faci treaba cum trebuie? Când au venit atunci lucrările, ne-au reclamat la ISC, la București, că nu vin, că noi nu lăsăm. Nu, o să fac la capăt, aveți toată încrederea că eu oricum nu îmi permit să semnez ceva ce nu-i făcut sau ce nu-i făcut de calitate. N-am chef să văd bă nimic, să vedeți. Nu avem încrederea ce spune noastră, dar totul nu avem garanția că va merge cum trebuie. Da. Ba da, o să... Da. Cum adică? Da, mă, eu văd mamă de pierd și doar atâta să nu știu. Da, e pierd să tot. Auzi, până nu o să... efectiv, ni dă film. Film, nu le avem acum, nu le-o dat, că eu zic, băi, trebuie să terminăm. Film și o să vă punem la fiecare. Exact, cum merge cadrele, toată coloană, toată coloană, 17 km coloană. Și atunci, dacă are inclinația, când la aparatul ăsta care îl bagă e pe conducte, de inclusiv și inclinația, dacă e contrapantă, dacă e așa, are inclinație, are dimensiune, are tot. Da. Ce să-l mai cer? Dar, bine, asta nu înseamnă că dacă are garanții, vine iar peste un an, iar să spargă, iar să serpe, iar nimeni nu-i convine așa ceva. Să... Bine, da. Bine, că ei acum, dirigentii de șantier au spus, domnul primar, să știți că sunteți un caz fericit, nu, nicio comună din județul Bacău care are 17 km de canalizare, cu stații de evrare inteligentă, supraveghere. Domnule, lasă-mă că nicio comună, niciun primar de nivel nu a luat în jurături, te-am luat eu. Așa sunt, asta este tehnologia, așa spune, așa tot. Da, deci cu canalizarea asta e, în media și în online se vorbește și de locul de joacă de la, de la straja. Cineva a spus că era necesar, da, domnule, era necesar. Deci în buget sunt prinși bani pentru cultură, pentru culti, pentru investiții, da. Și au fost prinși banii ăștia care știți foarte bine, 80.000 de lei, pentru locul de joacă pentru anul ăsta. Pentru locul de joacă de la strajă. Cineva a spus că voi de ce ați făcut gardul ăla? Da, am făcut gardul ăla cu trei rânduri de bolțari, fiindcă se înfundă ulița, domnul ăsta, Faizvate, știți prea bine. Da, știu. Se înfundă ulița aia de la Purcăreni și tot pârâul, tot mânul, trebuie să-mi vină nouă acolo. Și dacă vreți să pârâul floare. Da, plus gardul, gândiți-vă că ați văzut, am pus acum 2 ani, am pus tui aici în fața primăriei, le-au rupt vacile, le-au rupt caprele, la locul de joacă, la Bartea, am plantat, am măsat. De capre, când am venit acum la șapte. Dați-mi voie să termin și după aia, ca să înțeleagă la camere, după aia vorbim unul peste altul. Așa, la locul de joacă de la Bartea am plantat mestece, ce am putut și cum am reușit noi din buget local. Tot le-au rupt caprele și
Ce facem? Să lăsăm tot așa, băgăm iar bani din nebuni, cum am băgat aici, tot așa, e normal. Eu sunt cineva, bă, dar la cimitir de ce să face gard? Ca să nu vii să strige florile, să strige crucile. De asta așa cum am făcut gard. De ce ați făcut gard? Băi, este împrejmuit, într-un cald, o căruță nebunește în cald, drum și într-un gălare, copiii în spate de joacă. Discuții mai sunt că și se oprea la să aibă loc de joacă. Prin asta vă dacă ați stat de vorbă cu familiile, cu copiii mici, cu familiile tineri, să vedeți, uite, avem pe doamna Monica, cât o spus da, înainte. Domnule, e nevoie și în centru a său de... Absolut! E nevoie peste tot. Fie că fiecare sansă de un... De joacă, dar pe da, lungă, urmează și lungă. În ce stat? Da, scola de la lungă, am primit un răspuns chiar săptămâna trecută, vineri. Ăia de la minister doresc să scrie că este necesar să demolăm școala aia. Ei vor să vadă cuvântul ăsta. Le-am adus argumente de ce? Le-am adus argumente că e din 1900, că e putrede, că e de lemn. Da, vrem să facem acolo. Să facem altceva, bă, da. Da. Și acum o să trebuiască să trimitem iar o hârtie să scrie efectiv nevoia că modificare. E necesar. Da. Ei nu găsesc în documentația aia care am trimis-o noi că e necesar să... Cu toate că noi am adus atâtea argumente, de ce vrem să demolăm și de ce vrem să facem. Argumente, școala nu e funcțională de țară. Absolut, absolut, dar nu numai aia. Uite, avem și celelalte școli și le-am adus acolo, domnule, uite, stăm cu ele, nu pot să dea nici altă utilitate, cu toate că terenul e nostru și școala e tot a noastră. Și noi avem un proces verbal care le-a predat lor și un proces verbal scrie doar pe perioada de funcționare. Deci dacă nu funcționează, noi ar trebui să... Devenim din nou proprietari acolo, pe construcții. Nu, e acum azi mai catolici decât papa și nu vor să ne semneze. E vorba de birocrație, din nou, nu e de gândit. Dar sperăm să... Da. Mai sunt alte discuții? Astăzi am fost la direcția civic la Bacău, de asta am întârziat la ședință. Aici iar îl vizăm pe domnul Paizvanti. Da, nu vizăm. Îl avizăm. Paizvanti, treaba lui. Îl avizăm pe domnul Paizvanti. Da. Băgați pe mine în urmă la asta. Treaba lui. Am avut foarte multe reclam, nu știu dacă am spus-o și în ședința trecută, reclamații verbale și chiar câteva, parcă vă două scrise din partea niște concetățeni de-a noștri, au fost întorși, efectiv întorși înapoi, de pe drumul forestier. Undeva la Gemănele, în zona... Tot drumul forestier. Da. De paznicul de vânătoare cu jandarmii. Am făcut o adresă către AGVPS, dacă e normal, și ne-a trimis, nu avem mai, o aveți? O am eu, dacă nu aveți o da, ne-a trimis patru pagini acolo și ne-a înșiruit o mie și una de legi. Da. Și ne-a interzis, efectiv, să adunăm și ciuperci și AGVPS-ul, nici de cum, proprietarul. Da, da. Nu ai interzis. Da, nu a pus legea. Ei. Și noi am fost astăzi la direcția sindicului, efectiv am solicitat audiență, dacă e posibil așa ceva. Și au spus, domnule, punct, domnul director așa, Ghelase și cu domnul director Mănăilă, amândoi, cu trebuie și am stat în sala de ședință la direcție, domnul, nu, AGVPS-ul are contract pe 10 ani doar pentru fondul cinegetic. N-are nicio treabă cu drumul forestier. Dar nu mă fix ne înțelege. Că intrați într-un dialog... Drumul forestier e administrat de direcția silvică. N-are nicio treabă, n-are ce căuta paznicul de vânătoare să oprească mașini pe drumul forestier. Nicio treabă nu are. Eu spus, domnule, nu are nicio treabă. Dacă vreți, faceți-ne hârtie scrisă și noi vă dăm răspunsul. Noi ne-am vorbit acum. Așa, dacă noi... Nici de cum. Domnule, ați convenit cu jandarmi. Domnule, noi nu avem nicio adresă făcută de direcția silvică către jandarmerie să ducă să ne... să facem noi așa ceva, să oprim oamenii. Din totdeauna să oculesc ciuperci, să oculesc direcția silvică. Au avut atâtea centri de colectare în anii trecuți. Și anul ăsta nu mă interesau, știu eu, deci probleme nu mai recoltat ei. Cum să facem noi așa ceva? Păi uitați, domnule, efectiv au fost oameni întorși înapoi ca să nu mai coleagă ciuperi sau să nu ajungă la proprietăți, nu știu. Deci, la urmă, este voie să mergi... Da, la Bureș? Absolut, pe drumul forestier, nu mi se interesează. Domnul primar, domnul director a spus clar, există legislație în sensul ăsta, dacă ar fi, dar nu s-a pus niciodată problema. Direcția silvică nu a avut niciodată ca obiectiv principal sau secundar sau adică, să oprească oamenii de la mergi vânători. Adică noi la cât suntem din ecărgița acum, da, oamenii pot să meargă pe răspunderea lor în păduri, pot să își culeagă, în schimb, aș găsi, poate să-și păzească branconierii, poate să-și păzească orice, ursul, lupul, capra, nu trebuie să stea în grădina omului sau în drum.
Adică nu este responsabilitatea AJVPS-ului să facă controle pe drumul forestier. Da, este foarte clar. Fondului cinegetic. Când vreți să veniți din partea AJVPS, ne citiți aia, domnul Paisan. Suprafața fondului cinegetic al AJVPS Bacău nu include și drumul forestier axial. Înțelegeți asta? Deci AJVPS Bacău nu administrează drumul forestier. Asta de voastră, doamna Mandanu, da. Când mai aveți probleme de asta, da. Nu, dumneavoastră aveți probleme din asta. Eu nu personal. Dar spuneți-ne acum, sincer, v-am mai întrebat odată, vorbiți în numele AJVPS, acum, de ce purtăm dialogul ăsta? Păi sunt nici. Păi nu a fost întâlnit cineva. Eu nu reprezint pe nimeni în ședința Consiliului Local. Cum dacă nu? Invitat pe domnii de la AJVPS. Păi și de ce ne susțineți acum că aveți dreptate în ce faci? Dar vă trebuie să Bacău. Dar ce vă interesează? Ați citit-o? A fost la administratorul pădurii. Da, înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă administrator? Deci el care administrează. Și astăzi, domnii directori împreună, și alte probleme au fost cu deschisul drumul și ce au fost. Nu a spus categoric, nu aveți dumneavoastră, vânați în pădurii dumneavoastră, nu pe drum. Dar vorbim domnul director la Bacău. Domnule, vorbiți, dacă vorbiți, vedeți cum am dat de la JVPS să le exprimați un punct de vedere al lor. Asta ați făcut noi. Eu nu am oprimat și nu am oprit nimeni personal. Haideți să ne înțelegem. Noi am fost la administratorul drumului. Administratorul drumului, regia autonomă a pădurilor. Nu a JVPS-ul care oprește. Dar de ce nu vă păziți apa, domnilor? De ce vă ziți drumul? Păi de asta te opresc pe dumneavoastră. Nu ai voie, domnule. Uitați aici. Probabil că următorul pas va fi un abuz în serviciu din partea voastră. Dacă mai faceți asta. Și cred că cetățenii care văd ședința asta să facă reclamațiile de câte ori nevoie la primărie și să mergem în stați. Pentru că voi faceți un abuz. Dumneavoastră aveți treabă. Da. Ba da, s-a controlat în mașină. Cum adică? Adică vă referiți? Stați un pic, vă referiți că nu m-ați controlat pe mine sau pe domnul Țuțu. Dar restul cetățenilor îi puteți controla, nu? Păi da, oamenii pe care s-au dat în mașină. Vreți să aducem martă? Uitați că se filmează și din mâine strângem dovezi. Păi voi ați controlat în mașină. Aș fi trebuit eu, dumneata, ca șef de brigadă, nu știu dacă ai fost atunci, dar șeful bazei de vânătoare a dumneata. Păi da, păi nu știu, dumneata te-ai băgat. Spuneți că este branconaj, nu vreți să închidem tot că este branconaj? Păziți, domnule, apa, păziți-vă vânatul, păziți ce aveți de pădure. De caut o mașină ce aveți. Să căutați de acum, până o să vă alegeți cu un dosar pentru abuz în serviciu. Când o să aveți drum de administrat, atunci să-l administrați. Dar ce e proprietatea? Uite-o să vedeți. Nu. Uite-o să vedeți. Este a direcției silvice și astăzi am fost acolo. Vă opriți direcția silvice, vă opriți direcția. Nu, pentru că nu au treabă cu oamenii. Voi aveți mai mult treabă. Există Dofteana care are vânat, există Zlănic, există Dărmănești, există paznici de vânătoare peste tot. Dumneavoastră v-ați trezit cei mai cumoți în comuna asta. Eu vă rog frumos, vreți să mă scoate din poația asta. Atunci nu mai intrat. Eu nu am oprit nici pe stradă, l-am oprit pe mine. Când jandarmeria pe cine a oprit, spalați-vă pe cap. Nu mă las. O să mai auziți din povestea asta. Nu am nicio problemă. Vă trimite de la Bacău, vă trimite domnul director de Sulicar, peste de atâta. Să trimite voi, voi trebuie să vă spuneți de jucători. În bănicarea asta, venit domnul Paisman. Pentru că v-ați implicat mereu, veniți cu hârtiți, ne citiți cum ați făcut și în ședința trecută, domnul Paisman. Ce am aici, vreau trimite și dumneavoastră. Da, atunci, bine să citești, ca să vezi ce spune legea. Nu vă spălați, cred că aici am Consiliul Local, în ședința de Consiliul Local. Și uite, vă rog, bine să mă scoate din nepoația asta cu bănicările și așa. Păi nu mai intra. Păi nu mai intra. Păi la ce să intru? Dacă eu m-am întâmplat cu ce singur te-ai băgat. Cum adică? M-am băgat. Am semnat, am pus o amendă la bun. Când ai venit la ședință, te-a chemat noi când ai venit cu hârtia. Pentru o ședință. Dar aveți și voi ședință, hârtie. Când ai venit și în ședința trecută și ne spuneai cât e de ok ce faci. Și acum a susțin că e regulă ce faci. Da, domnule, am înțeles. Cred că în ședința de Consiliu Local trebuie să reprezentăm oamenii. Noi am fost votați aici de oameni să reprezentăm interesele oamenilor, nu ale altor instituții publice. Cred că ăsta e rostul nostru aici, în Consiliul Local. Adică, haideți să ne concentrăm pe drepturile și libertățile lor care s-au cam luat în ultima perioadă și să ne vedem de treburile noastre. Mai se discuti? Închid din ședința de astăzi.